Bine v-am regăsit la o nouă lecție online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre cerc, proprietăți ale acestuia, matematică clasa a 6-a. Ne reamintim câteva definiții. 1. Se consideră în plan un punct fix O mare și un număr real R mic mai mare strict ca 0. Mulțimea tuturor punctelor din planul dat, aflate la distanța egală cu R mic față de punctul O mare, se numește cerc cu centru în punctul O mare și de rază R mic. Notația este C mare de la cerc și între paranteze rotunde se trece prima litera care corespunde centrului cercului, adică O mare, virgulă, apoi se trece notația pentru raza cercului, în cazul nostru R mic. Citim cercul de centru O mare și de rază R mic. 2. Segmentul care unește două puncte distincte ale aceluiași cerc se numește coardă. 3. Orice coardă care conține centrul cercului se numește diametru. 4. Dacă A mare B mare este un diametru al cercului de centru O mare și de rază R mic, atunci punctele A mare și B mare se numesc puncte diametral opuse. Câteva observații cu privire la cercul de centru O și rază R. Prima dintre acestea ne spune că O mare, în descrierea anterioară, reprezintă centrul cercului. Cu R mic notăm raza cercului nostru. Dacă M este un punct de pe cerc, atunci OM este egal cu raza R mic în notația noastră anterioară. Porțiunea de pe cerc cuprinsă între orice două puncte distincte ale aceluiași cerc se numește arc de cerc. Orice două puncte distincte de pe același cerc determină două arce de cerc, numite arc mic, respectiv arc mare de cerc. Dacă considerăm pe un cerc dat punctele distincte A mare și B mare, porțiunea de pe cerc cuprinsă între aceste două puncte distincte A mare și B mare se numește arcul de cerc AB, notația este ca cea din imagine. În contextul în care punctele A mare și B mare sunt diametral opuse, atunci arcul de cerc AB se va numi semicerc. Haideți să vizualizăm pe imagine aspecte legate de cerc. Avem desenat un cerc, centrul acestuia l-am notat cu litera O mare. Pe acest cerc am ales punctele A mare, B mare, respectiv C mare, puncte distincte. Astfel încât, așa cum se observă, A mare, B mare să fie puncte diametral opuse, adică coarda AB conține centrul cercului. În acest caz, AB este diametru, ca lungime, diametrul AB este egal cu de două ori raza. Observăm că OA, ca lungime, acestui segment este raza, OB este tot raza, deci AB are lungimea de două ori raza. Tot pe imagine, observăm că punctele diametral opuse A mare și B mare descriu două semicercuri AB. Pentru punctele C mare și B mare, observăm că porțiunea descrisă superior reprezintă arcul de cerc CB, arcul mic de cerc CB, iar în partea inferioară, așa cum se observă, vom avea arcul mare de cerc CB.
unii în punctul C cu punctul B, segmentul obținut poartă denumirea de coardă a cercului. Să vedem și o temă de reflecție. Construiți cu ajutorul compasului un cerc cu centrul într-un punct dat M mare și având raza egală cu R mic de 5 cm. Ce lungime va avea diametrul său? Cu speranța că noțiunile descrise până acum vă vor fi de folos în rezolvarea problemelor, vă doresc o zi frumoasă și vă aștept la o nouă întâlnire online. Vă mulțumesc!